15 iunie 1889, anul acesta se împlinesc 127 de ani de la moartea celui mai mare poet pe care l-a iubit pământul românesc, luceafărul poeziei românești Mihai Eminescu. Despre moartea poetului, George Călinescu scria: astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet pe care l-a iubit și îl va iubi vreodată, poate, pământul românesc. În timp ce Tudor Vianu a spus: fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci. A fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară postumă, drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoșani, fiind al 7-lea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici. Moartea lui Eminescu s-a produs pe data de 15 iunie 1889 în jurul orei 4 dimineața, după ce la începutul anului boala sa devenise tot mai violentă. Ziarul Românul anunța ziua următoare la știri: Eminescu nu mai este. Corpul poetului a fost expus publicului în Biserica Sfântul Gheorghe din București, pe un catafalc simplu, împodobit cu cetină de brad. Un cor dirijat de muzicianul Bărcănescu a interpretat litania „Mai am un singur dor”. După slujba ortodoxă și discursul lui Grigore Ventura, carul funebru la care fuseseră înhămați doar doi cai s-a îndreptat spre universitate, unde va fi rostit un al doilea discurs funebru. Apoi cortegiul, la care se adaugă diversi trecători, o pornește pe Calea Victoriei, Calea Rahovei, și se îndreaptă spre cimitirul Șerban Vodă, denumit astăzi Belu. Patru elevi ai Școlii Normale de Institutori din București au purtat pe umeri sicriul până la mormânt, unde a fost îngropat sub teiul sfânt din cimitirul Belu, după cum scria chiar Caragiale în necrologul În Nirvana. Aproximativ 60.000 de volume de Mihai Eminescu se vând în fiecare an în România. Acestea aduc încasări de circa 130.000 de euro. Imaginea lui Mihai Eminescu apare de-a lungul vremii atât pe timbrele poștale, cât și pe monede sau bancnote. Primul film documentar despre Mihai Eminescu, intitulat Eminescu, Veronica și Creangă, a fost realizat în anul 1914, după 25 de ani de la moartea poetului. Reghinenii îi aduc un omagiu acestuia vineri 17 iulie cu începere de la ora 13 la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu prin punerea în scenă a piesei de teatru Eminescu și Veronica. Pentru Jurnal de Reghin, Mihaela Munteanu și Gal Botond.